Găsești doar ceea ce cauți. Odată de mult, un om stătea la marginea unei cetăți. Într-o zi, un călător trecu pe acolo și, văzându-l, se opri pentru o clipă și îl întrebă: omule, ai putea să-mi spui cum sunt oamenii din această cetate? Dar cei din cetatea pe care tocmai ai părăsit-o, cum erau? Îl întrebă la rândul său omul. Erau răi și invidioși, de aceea am și pornit la drum. Nu vreau să-i mai văd vreodată. Să știi că la fel sunt și cei de aici. Auzind acest răspuns, călătorul plecă de grabă mai departe, fără ca măcar să-i mulțumească omului pentru răspuns ori să-l salute. Nu peste mult timp, un alt călător se înfățișă înaintea lui și spuse: bună ziua! Omule, ai putea să-mi spui cum sunt oamenii din această cetate? Bună să-ți fie inima, dar cei din cetatea pe care tocmai ai părăsit-o, cum erau? Îl întrebă la rândul său omul. Sunt oameni de omenie, buni și veseli, și cu mare greu i-am părăsit, îi mărturisi cel de-al doilea călător. Atunci să știi că așa sunt și oamenii acestei cetăți. Călătorul, mulțumit și vesel, intră în cetate. Se întâmplă ca o copilă care merse după apă la izvorul din apropiere să audă întrebările celor doi călători și răspunsurile date de omul din cetate, așa că îl întrebă din ce cauză le răspunse în acest fel. Draga mea, o lămuri omul, fiecare găsește ceea ce caută. Dacă primul călător nu și-a făcut niciun prieten pe unde a trecut, cu siguranță că nici pe oamenii de aici nu îi va considera mai breși. Cel de-al doilea, în schimb, își va găsi prieten de nădejde peste tot pe unde va merge.